Ne-am întors, a început tipărirea taloanelor de pensie care conțin ajutorul de 700 de lei. Acest ajutor, vă reamintesc că se acordă pensionarilor care au pensii de până în 2000 de lei. Când ajung banii efectiv la pensionar, ne spune Valentin Ștefan, directorul Poștei Române. Vă ascultăm. Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Acest ajutor din partea Guvernului României a intrat pe fluxul normal al companiei și banii vor ajunge la pensionari exact atunci când ajung și pensiile. Când începe efectiv, când veți începe să duceți taloanele și pensiile? Noi am primit deja o bună parte din bani de la Ministerul Muncii, exact, și începând cu 1 iulie vom distribui în același timp atât pensia cât și acest ajutor de 700 de lei. Avem, domnule director, în aceste momente pe ecran cum va apărea scris pe talonul de pensie. Deci vine și un alt talon pentru acest ajutor, să înțelegem, pe care va fi specificat faptul că primesc oamenii acest ajutor de 700 de lei. Va scrie acolo. Exact. Noi avem din cele 2,5 milioane de pensii pe care le distribuim în fiecare lună, undeva la aproape 2 milioane de pensionari vor primi și acest ajutor în plus. Deci aproape toți pensionarii care primesc pensie de la Poșta Română vor primi și acest ajutor. Deci de mâine pensionarii care iau pensia, le duce poștașul, vor începe să primească acești bani, dar și pentru persoanele care primesc pensia pe card, când va începe efectiv să fie virată această sumă, acest ajutor de scumpiri de 700 de lei? Din câte știu, banii pentru pensionarii care primesc pensia pe card se virează la jumătatea lunii. Mulțumesc, domnule director, pentru intervenția la Antena 3. Un ajutor foarte important pentru oameni. Repet, se acordă doar pensionarilor care au pensii sub 2000 de lei. Pentru a face față acestor scumpiri, este un ajutor dat o singură dată. Începe distribuirea banilor de mâine. 700 de lei în plus la pensie vor primi seniorii care se încadrează pentru acest ajutor, să-și cumpere alimente și să facă față scumpirilor.